Soții Neagoi au de 15 ani o fermă de legume în comuna Stolnici, din Argeș. Ei spun că anul acesta a fost cel mai greu, din cauza vremii și a dăunătorilor. Prețurile cresc la pesticide, la fungicide, la absolut tot. Și asta ne face și pe noi să ridicăm prețul. Din cauza dăunătorilor trebuie să ne adaptăm oarecum. Da, la 4 zile, la 5 zile. Nu mai putem să dăm la 7 zile, că e mult. Chiar dacă majoritatea culturilor sunt în solar, nu au fost ocolite de mană și dăunători. Cea mai afectată cultură a fost cea de roșii, care va dispărea din piețe în 2 săptămâni. Prețurile sunt foarte mari anul ăsta datorită faptului că tratamentele n-au costat foarte mult. Anul acesta am avut foarte, foarte multe boli în culturi, foarte multe afide care ne-au decimat culturile efectiv și a trebuit să stropim mai des, să stropim mai scump, inclusiv pentru că s-au roșiile. Inclusiv roșiile, da. Cumpărătorii spun că prețurile mari îi țin departe și nu se gândesc la provizii pentru iarnă. Mai puțin ca altă dată. Din cauza prețurilor? Din cauza prețurilor, din cauza pensiile mici. Dacă nu pun cu toată iarna, ce fac? Nu contează. Cam așa fac mai rău, pentru că toată iarna e lungă și domnule să mă iau cu triplu prețul la... Da, pun. Prețul tratamentelor fitosanitare se regăsește în prețul final, legumele fiind mai scumpe decât anul trecut cu 40%.